Încă un medic brașovian a fost reținut pentru mită. Marius Stoica, medic ortoped la Spitalul Județean din Brașov, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins în flagrant când primea bani de la un pacient pentru o intervenție chirurgicală. Un medic ortoped de la Spitalul Județean din Brașov a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins în flagrant de procurori în timp ce lua mită. Se pare că medicul a primit 800 de lei de la un pacient pentru o intervenție chirurgicală. Concomitent, procurorii au făcut mai multe percheziții la Spitalul Județean Brașov, dar și mai multe percheziții domiciliare din 3 localități din județul respectiv. Medicul ortoped, care a fost reținut miercuri seara, este al 3-lea brașovean acuzat de luare de mită în decurs de un an. În luna februarie 2016, procurorii au descins în cabinetul medicului Dumitru Petrescu. În urma perchezițiilor, medicul a fost reținut pentru luare de mită, dar nu a fost încă trimis în judecată. Anul trecut, un alt medic ortoped de la aceeași secție a Spitalului Județean din Brașov a fost prins în flagrant când primea 900 de lei mită de la un agent sub acoperire. Doctorul Marius Nica a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare și i s-a interzis să lucreze într-un spital de stat în următorii 3 ani.